Salutare tuturor și bine mai venit la un episod de Clash of Clans Tocmai am cumpărat uh, Pirat Scenery cu 8 euro și sper să fi meritat Mai dă și Scenery dă doar uh, o cosmetică la toată insula Pe care acum o să o selectez și o să arate așa de frumos încât uh, e cu tema aceasta cu scenariul acesta pe bază, dar uh, pentru 8 euro mai dat și 2 milioane gold și 2 milioane elixir și să zicem că a meritat pentru a fi una destul de specială. Și pe bază cealaltă arată ceva? Nu, doar pe principala bază arată acest scenariu minunat cu pirați de data aceasta. E și, bine, da, am și Regina, skin pe regină, de pirați, uh, skin Pirat Queen. Nu este Pirat Queen, este Pirat Warden uh, și pe Champion nu există deocamdată skin și Pirat king -ul. și am să le iau pe toate, dacă tot, vizit, dacă tot le aveam pe toate, să iau și această scenariu, nici nu știu cum să te aduc sincer. Și da, să vedem acum ce că pot să-l schimb, deja l-am schimbat select. Uitați ce frumos apare acum, tot așa mai de pirați, cu tot, cu apa. Și o să dau și un atac ca să nu fie o clipul doar așa de sec cum aș putea spune. Acesta este loadout pe care o să folosesc azi cu o baloane care în crește și tot așa, vedeți și voi. Posibil să dau un 3, 3 stars de data aceasta, dacă mă concentrez, de ajuns de bine. Dacă nu, chiar îmi pare rău, am jucat foarte prost 3 Wizards Tower fix aici. Aș putea să dau mare rage și să iau acel air defense. Posibil să-l iau, posibil să nu. Și deja mi-a atacat trupele. Și l-am luat, perfect. O să mai pun un de un Electrodeagon acolo jos, un Electrodeagon sus Și două fix aici ca să dau un Rage pe el. Și o să atac de sus, pentru că deja trebuie să atac diferit Trebuie să cu cel puțin 3 Electrodeagon Ca să-mi reușească tot atacul Și să pun și un Freeze la Air Defense După dau queen -ul. După pun eu acel Royal Champion După dau Freeze la acele trei lucruri Deocamdată doar păstrez asta. Am luat măcar scatter shot-ul, atât pot să zic. Și acum o să dau și abilitatea pe Ordon, ca să nu moară direct electoria gol, câtă viață mai avea foarte puțină. Nu o să dau nici măcar două stele, dar am vrut să cheie episod că mai apis, pe că am a plăcut episodul, doar am luat Rachel Scenery, pentru că mi s-a părut destul de fain. Și pentru 8 euro chiar n-a meritat doar o animație, dar nici animație, în cosmetic, acolo frumos. Da, din moment ce nu avem niciun scut de spart, o să mai dau încă un atac, așa cu toate trupele pe care am. Ce o fi, o fi, aici destul de mult o să atac pe jos, o să pun și un ăsta, o să dau un rage, nici nu mai zic ce o să fac. Pun doar niște baloane pentru orice caz, mai dau și aici un freeze, mai dau și aici trei baloane, pun și stun slammer-ul, pun și, și două... nici nu știu ce să mai pun, sincer. Pun acolo un freeze, Sper că totul o să iasă bine, dacă nu chiar îmi pare rău. Am eșuat. Și pun ultimul friz aici, fix acolo. Și dau și aici. baza asta era bună de atacat, dar... Dacă mai mai Putea să pun și unul măcar aici, un electrodragon și am două... Foarte, foarte mult gol, dar m-am pus foarte rău, am luat măcar o stea, o să dau în battle, am luat foarte puțin loot, dar am meritat pentru că plus bonusul de la ligă, pot să atac foarte bine. Poți să ai un destul de bun. Sper că v-a plăcut episodul și nu uitați să apăsați butonul de like. Chiar a fost foarte fain, această temă de pirați. Sper că următoarea o să fie și mai bună. Cu ceva futuristic din viitor, cu electronice și toate, fest, toate chestiile acestea. Sunt foarte obosit și m-am întrebat enorm de mult, dar chiar trebuie să iau că v și plăcut. Sper că v-a plăcut și de